Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, începe Start Alert. Ei bine, România este codașa Europei la capitolul managementului deșeurilor. Este chiar declarația ministrului mediului Mircea Fechet, care a venit în Prahova la conferința regională Reciclăm în România. Trebuie să știți faptul că o statistică arată următoarele lucruri. La nivel național, doar aproximativ 14% din gunoaie sunt colectate selectiv și reciclate. Dar este vorba despre o cifră rușinoasă, așa cum spune chiar ministrul. Vedem exact un material realizat chiar acum la Pontul Zilei. Suntem la 5-a ediție din 8. Anul acesta, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor terminează cea mai amplă campanie de informare, conștientizare și educare a publicului legat de importanța colectării separate a deșeurilor. Am realizat în 2021 un sondaj de opinie și din acel sondaj am înțeles că este nevoie de o astfel de campanie la nivel național. E prima de acest fel derulată de stat, este cea mai mare, cred, derulată vreodată în domeniul ăsta. Am fost peste tot, prin toate mediile de informare, am fost la TV, în online, în rețelele sociale, în presă, am făcut promovare outdoor și plus pe diverse categorii de public, astfel încât să creștem gradul de informare și în final să creștem procentul de colectare separată a deșeurilor. Îmi face o deosebită plăcere să vi-l prezint pe domnul ministru Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, care vă va oferi mai multe detalii despre motivele pentru care România este obligată să crească acest procent și să se alinieze la țintele impuse de Uniunea Europeană. Domnule ministru, vă rog. Mulțumesc, Mihai, domnule deputat Mircea Roșca, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean, domnule subprefect, distinse doamne și distinși domni, mi revine o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în județul Prahova, unde cred că ne aflăm la a cincea conferință legată de campania noastră, așa cum bine spunea Mihai mai devreme, Reciclăm în România. Vă mărturisesc că, și povesteam colegilor dimineață că aflându-mă în mașină și ridicând privirea din hârtiile pe care le citeam, văzând cât de frumoasă este această locație în care ne aflăm, văzând peisajul prin geamul mașinii, pentru o secundă, trebuie să-mi pun asta, așa e. Pentru o secundă am crezut că sunt într-o altă țară. La fel cum probabil că e corect să spunem că în foarte multe privințe România a evoluat atât de mult. Dacă discutăm despre calitatea învățământului, dacă discutăm despre sistemul medical, dacă discutăm despre infrastructură și de multe alte capitole la care am recuperat foarte mult din acele cărți care ne despărțea de statele vestice și totuși, atunci când discutăm despre reciclare, atunci când discutăm despre colectare separată, atunci când discutăm despre managementul deșeurilor, fie că ne aflăm în județul Prahova, fie că ne aflăm la mine acasă în județul Bacău, la București, unde producem 1.000.000 de tone de deșeuri pe an, sau în oricare alt județ, din nefericire constatăm că încă există lucruri pe care le putem îmbunătăți. Fără îndoială că în materia investițiilor care s-au făcut în tot ce înseamnă gestionarea deșeurilor, avem foarte multe lucruri despre care să discutăm. Fără îndoială că nu doar ce am investit până astăzi, dar 1,2 miliarde de euro urmează a fi investiți prin PNRR
în facilități complementare banilor deja investiți, fie prin postul de mediu, fie prin POIM. Acum discutăm despre investiții prin PNRR în centre pentru aport voluntar, centre de colectare pentru aport voluntar, în insule digitalizate de colectare a deșeurilor, lucruri la care probabil nici nu ne-am fi gândit în urmă cu 20 de ani. Însă, poate că am omis în toată această lungă perioadă un lucru esențial. Și uitându-mă peste cifrele despre care povestea și domnul director de comunicare Mihai mai devreme, 45% dintre români spun că nu au fost niciodată instruiți în legătură cu modul în care ar trebui să colecteze deșeuri. Ce să arunce și unde. La fel cum peste 90% dintre români consideră că o mai bună informare cel mai probabil nu ar face altceva decât să ajute să-i stimuleze, să-i facă să participe și ei în mod voluntar la colectarea selectivă a deșeurilor. Bineînțeles că discutăm de un efort partajat pe foarte multe segmente, pornind de la cetățean, trecând prin salubrist, prin operatorul de instalații de sortare, prin primar, prin Consiliul Județean, Sistem Integrat de Management al Deșeurilor și undeva în birou, cum spunem noi, stă și funcționarul de la Ministerul Mediului care are rolul de a guverna tot acest sistem. Prin Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, prin multitudinea de acte normative și în materia deșeurilor, din păcate, sau din fericire, ar spune unii, suntem campioni la reglementare. Avem legislație primară, secundară și terțiară, cât jumătate din statele Uniunii Europene la un loc. Și totuși, atunci când tragem linie la sfârșit de an și ne uităm la cifre, în calitate de ministru al mediului mă sperie două chestiuni. Prima este cifra rușinoasă legată de colectarea separată și de reciclarea deșeurilor în România și ne învârtim în jurul cifrei de 14% în funcție de cum calculăm, dar fără îndoială și cred că trebuie să spun acest lucru, deși nu ne face vreo cinste, România este codașa Europei la capitolul managementul deșeurilor, dar dincolo de această cifră rușinoasă, mă sperie tendința. Pentru că în timp ce România a evoluat atât de mult, la atât de multe capitole despre care discutam mai devreme, în materia deșeurilor, suntem împietriți, băltim, stăm pur și simplu și nu reușim să vedem luminița de la capătul tunelului, în timp ce Uniunea Europeană stabilește ținte din ce în ce mai ambițioase. Când în 2035 ne-am asumat că va trebui să deviem de la depozitare 90% din cantitatea de deșeuri generată, aproape nu o să mai avem nevoie de gropile de gunoi în România. Și totuși astăzi, dacă mergi în orice depozit de deșeuri, mai mult sau mai puțin ecologic, constați că lucrurile nu sunt așa cum trebuie. Profit însă de această întâlnire pe care o avem și vă mărturisesc că aștept cu nerăbdare să aflu rezultatele finale ale campaniei noastre Reciclăm în România. Noi am testat din punct de vedere sociologic percepția românilor la începutul acestei campanii și cred că e bine să știm românii ce părere au, la fel cum
vom testa la sfârșitul acestei campanii, ea presupunând multă conștientizare în social media, campanii pe televizor, conferințele regionale despre care am tot discutat. Este momentul acum să vedem ce ne rezervă astrele. Vine imediat aici alături de noi Ana Marin. Ana, te ascultăm. Bună dimineața! Racii vor rezolva astăzi niște probleme, dar haideți să vedem ce rezervă astrele fiecărei zodii. Berbec, vă veți înțelege cu o echipă de la locul de muncă și veți avansa în carieră. Pe seară, alegeți să vă relaxați și veți ieși cu prietenii cei mai apropiați în oraș. Taur, este momentul să vă puneți în valoare toate cunoștințele acumulate în ultima perioadă. Țineți capul sus pentru că totul va merge așa cum vă doriți. Gemeni, aveți niște așteptări mult prea mari când vine vorba de un anumit lucru din viața voastră. Încercați să fiți mai realiști și așa veți ajunge să nu vă dezamăgiți. Rac, se rezolvă niște chestiuni mai vechi care nu v-au dat liniște în ultima perioadă. Dacă simțiți că trebuie să spuneți ceva unei persoane dragi, nu ezitați să vă descărcați. Leu, o să cheltuiți mai mulți bani decât v-ați propus și asta vă va da peste cap. Trebuie să învățați să vă gestionați mai bine bugetul. Fecioară, sunt multe șanse să cunoașteți pe cineva cu totul special cu care o să aveți o conexiune aparte. Este momentul perfect să vă rupeți de trecut. Balanță, o să vă facă o vizită surpriză cineva aflat la distanță și acest lucru vă va aduce multă pace interioară. Bucurați-vă de aceste clipe petrecute împreună. Scorpion, pe voi a pus ochii cineva care vă poate ajuta din punct de vedere al carierei. Vor apărea propuneri noi de proiecte și asta vă va aduce câștiguri financiare. Săgetător, o să vă străduiți să dați farmec unei povești de dragoste. Încercați să fiți voi înșivă și veți fi surprinși cât de apreciați sunteți de fapt. Capricorn, e momentul să schimbați cercul de prieteni și să vă duceți către oamenii care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi. Rămâneți optimiști și totul va fi bine. Văsător, e cineva care a pus ochii pe voi și își dorește tare mult să vă contacteze. Încercați să dați o șansă acestei conexiuni pentru că poate să meargă așa cum vă doriți. Pești, o să plecați departe de agitație și asta vă va liniști sufletește. Pe plan amoros, totul va începe să meargă bine. Noi ne revedem mâine dimineață. Vă urez o zi minunată! Ana Marin, mulțumim foarte mult, doamnelor, domnilor. Este momentul acum să vedem care sunt cele mai interesante informații din Prahova, Dâmbovița și Buzău, comentate în stilul unic al colegilor noștri Bobanu și Pali. Începe Cafe TNT. Bună dimineața, prieteni! Aici la Antena 3 Coffee TNT cu Bubanu și cu Pali. Bună dimineața! Vrem întotdeauna să aducem trei vești bune din Dâmbovița, Buzău și Prahova, dar nu ne iese mereu. Asta e. Da, aproape niciodată. Da. Totuși, să trecem pe asta la vești bune din Dâmbovița, operațiune de salvare în Bucegii Dâmbovițeni. Dacă e de salvare și înseamnă s-a terminat cu bine, normal că e ok. Jandarmii montani și salvamontiști au intervenit pentru a ajuta un bărbat atacat de urs. Scrie dâmbovițapres.ro. Da, jandarmii montani de la posturile Peștera și Zănoaga, da, împreună cu salvamontiști dâmbovițeni, au intervenit săptămâna trecută în urma unui apel la 112 pentru a acorda sprijin unei persoane atacate de un animal sălbatic. Paranteză, urs. Păi, urs, da. Că dacă mă atacă un bursuc, văd eu cum fac. Te descurci într-un fel sau altul, da. Ajuns în zona Podul cu Flori din Munții Bucești, jandarmii montani și salvamontiștii de la Serviciul Județean Salvamont, Salva Speo, Dâmbovița, l-au găsit pe bărbatul rănit la o stână aflată la Zănoaga. Probabil că și ursul tot la stână avea el treabă. Mă gândesc că prin zona aia, dacă omul rănit a ajuns până acolo, nu cred că a mers foarte, foarte mult până la stână. Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, era conștient, cooperant și le-a explicat salvatorilor montani că ursul i-a atacat un taur de la stână. Omul chiar de acolo era, da. Iar acesta, încercând să-l scape din ghearele animalului, a fost atacat la rândul său. Da, i s-au aplicat măsurile de prim ajutor, deoarece prezenta răni la piciorul stâng, omul în zona gambei și a coapsei. Dar ulterior, bărbatul a fost condus în condiții de siguranță până la cabana Podul cu Flori, de unde a fost preluat de către o ambulanță SMURT, da, din cadrul ISU Dâmbovița și transportat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște pentru investigații medicale suplimentare. Da, mă gândesc că e o imagine teribilă, știți, niște momente extraordinare când îți vezi animalul atacat de urs și tu riscând, că știi ce riști când te duci să te bați cu ursul să-l dai de pe taur.
Asta este. Și după aia când ești atacat, teribil. Turiștii aflați în situații de pericol în zona de responsabilitate din Bucegi, din Bucegii Dâmbovițeni, pot apela cu încredere numerele de telefon. Sunt două numere aici de telefon date de jandarmi. 0749058037 și 0749034639 pentru a solicita cu încredere, da, ajutorul jandarmilor montani, zic ei. Adică poți apela cu încredere odată, așa transmit jandarmii, ca să soliciți cu încredere a doua oară. Da, adică să ai... Da. Eu aș avea încredere din prima, n-aș mai... Da, mă rog, în cazul în care mai găsești telefonul, că la o întâlnire de-asta inopinantă... Păi după ce pleacă ursul, ba, ce să mai... Că atunci te cauți după cuțit, după topor, după altceva. Să faci și tu, într-un fel, să mai... vreo șansă să-l sperii, să-l zgârii, să știu eu, să-l intimidezi pe Ursache. Edi Ionescu, din nou campion european, opiniabuzau.ro, Edi Ionescu, da, lovește din nou. Recidivează, obținând o performanță răsănătoare pentru tenisul de masă românesc, iată, după fete, da, am vorbit acum două săptămâni când au adus fetele. O performanță extraordinară, da, a fetelor. De data asta vorbim despre europeanul de tineret, acolo unde Buzoianul a câștigat în finală, da, și destul de clar, da, 4-1 cu polonezul Miloș Redzmichi. Da, mă rog. E un sport unde excelăm. Deși n-avem, adică, bine, aici nu poți aduce în discuție lipsa infrastructurii până la urmă, știi? Cu o masă, o masă și două palete cu o bilă de aia, o minge, rezolvi. Da. E al doilea titlu continental la individual pentru sportivul buzoian, după ce anul trecut l-a obținut în Serbia. Da, pe primul. La actuala ediție, tânărul are deja 3 medalii de aur și una de argint în palmares, fiind unul dintre candidații pentru MVP-ul competiției. Foarte frumos. Eduard a câștigat aurul și la dublu masculin împreună cu Darius Movileanu. Finala a fost una istorică, întrucât pentru primul loc s-au duelat două echipe românești. Uite ce performanță frumoasă. Andrei Strate, Iulian Chiriță, fiind cea de-a doua pereche a continentului. Da, de asemenea, încă o medalie de aur a fost obținută împreună cu echipa României. Așadar, la europeanul ăsta de tineret, aur, aur și legea, aur, da, da. La aceeași probă de simplu masculin, românul Andrei Strate a obținut medalia de bronz. Uite că avem și, da, un metal mai puțin prețios decât aurul. Ok, ia să vedem. Veste bună avem în Prahova? Avem, avem. Observatorul PH scrie alternativa la DN1 prin Valea Doftanei ar putea fi finalizată în iarna lui 2025. Observatorul PH.ro titrează, da, și asta cu ar putea fi deja pe noi ne mai arunc. Eu când citesc ar putea fi, mă duc undeva spre 2028. Adică, da. Și o fac prin prisma experiențelor de genul ăsta pe care le-am tot avut cu lucrările de infrastructură din România. Drumul care va duce la Brașov prin Valea Doftanei pe ruta Brădeț-Săcelu, alternativă la DN1, ar urma să fie finalizată în iarna lui 2025. A spus asta, nu noi, o spune domnul Adrian Veștea, ministrul dezvoltării. Da. O veștea bună. Adrian susține că firma, da, care a câștigat licitația pentru realizarea acestui proiect este una serioasă. Iarăși un semn de întrebare când un ministru spune despre o firmă că e una serioasă. Deci n-ar trebui să existe așa. Toate firmele care participă la o licitație de asta cu statul ar trebui să fie serioase din start, default. Da. Nu poți să zici, da, domnule, e ceva extraordinar, e o firmă serioasă, hai că în 2025, pe iarnă, stând gata. Probabil, da, multe firme nu participă la licitații de genul ăsta pe care le aduci tu în discuție, tocmai pentru că sunt foarte serioase. Și zic, noi, cu ăștia foarte serioși, nu vrem să ne încurcăm, pe cine știe ce. Da. Mai spune Veștea că speră ca în toamna acestui an să fie dat ordinul de începere a lucrărilor. Hai să cităm un pic din declarația domnului ministru. Noi am făcut pași într-o anumită direcție. Construim o variantă alternativă la DN1 pe Valea Doftanei. De la Câmpina se merge spre Valea Doftanei, Brădeț, Săcele, Brașov. Da? Este o variantă care nu va mai trece prin stațiune de pe Valea Prahovei și este o variantă facilă pentru cei care vor să ajungă direct în Brașov. Este un proiect pe care îl derulăm prin Compania Națională de Investiții. L-am derulat încă din perioada în care eram președinte de Consiliul Județean alături de vecinii noștri din Prahova, spune domnul Adrian Veștea. Ok, păi da, au zis că până facem aia București, Brașov. Bine, clar că nu se va mai face. Autostrada aia, măcar să o facem pe asta până în 2025. Am pus cruce la modul definitiv, pentru că văd că încercăm măcar să și reușim variante de-astea alternative, dar e clar că nu știu dacă vreodată, sau poate cine știe, să nu vorbesc eu, aiure. Potrivit lui Adrian Veștea, licitația a fost derulată, proiectul drumului alternativă la DN1 este în stadiul de implementare, iar în această perioadă se lucrează la proiectul tehnic. A, deci încă lucrăm la proiectul tehnic, păi nu e gata, ok. Nu e gata, dar până în toamnă avem timp, când s-ar putea să ni se dea verde, bine, nu nouă.
Păi, așa, da, din toamna, lor, din toamna mai avea doi. Da, mi-e greu să cred că da. Okay. Pentru, da, în toamnă să fie semnat deja ordinul de începere a lucrărilor. Ministrul consideră că factorii de decizie din prezent au datoria de a începe implementarea proiectului autostrăzii București-Brașov, despre care se vorbește de aproape două decenii. Suntem în 2023. Toți ați avut. Da. Bine, acum, na. Toți cei care au venit la guvernare din 90, mă rog, 90, da, și până acum, cum de aproape două decenii, vorbim că am avut un articol așa din Tineretul Liber, parcă era, din 91. Deci da, vorbim de peste trei decenii, da, de autostradă, nu de aproape două, de peste trei. Să zicem, da, că ăștia alții, de până în 2023, anul ăsta, eu i-a zice anul PNRR, uh-huh, așa l-aș denumi. Da, da, da. Ăia oarecum aveau niște scuze, ca să mai glumim un pic. Ăștia n-au nicio scuză de acum, pentru că banii pot obține foarte lezne din programele astea. Da? Ăia, azi, mă, n-am avut programe, aveam și noi buzunarele mai goale, vroiam să le facem mai pline. Asta e, știi? Dar aici, ce să mai spui? De ce întârzi și de ce nu faci autostrăzile astea? Da, eu... Că nu mai poți aduce în discuție banii, lipsa lor. E clar, acum. Da, din punctul meu de vedere, eu i-am pus cruce respectivului proiect, acum... Da, cât de pesimist poți să fii așa, nu... Păi cam cât de pesimist înțeleg. Poate fi un om care așteaptă de 30 adică de ani tu zici să că... se facă ceva pe zona... Păi da, asta zic, că ăștia au avut scuze până acum, dar acum nu mai au scuze. Până acum 30 de ani, politichia românească a fost mai junglă, așa. E, acum s-au mai pus lucrurile. Se pare că au apărut schimbări semnificative în peisaj. Dacă stă uie cu ochii pe tine, îți dă bani, te obligă să faci ceva totuși, știi? Adică nu prea mai ești de capul tău. Da. Ha? Asta zic eu, că situația s-a schimbat radical acum. Dar nu, tu vrei să spui că rămânem noi românii fără autostrăzi până când? Până în 2800? Sau ceva de genul ăsta? Nici chiar atât de pesimist noi fi, dar undeva spre 2500 m-aș duce. Și adică nu cred. Okay. Așteptăm, da, să vedem și semnăturile și că se dau drumul la lucrări. Și bineînțeles, cel mai mult așteptăm să le vedem făcute. Acolo e toată treaba, acolo putem să dăm și noi cu aplauze. Deocamdată zicem că e doar veste bună. Știi, exact, ce ne anunță domnii atât miniștri. Suntem Bubanu și Pali din Coffee TNT. Ne întâlnim mâine. Bye, 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 bye. Băieți, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor, domnilor, Start Alert a ajuns la final. Eu sunt Cristi Georgescu și vă doresc ca de fiecare dată o zi excelentă în continuare. La revedere!